Bună seara din nou la o altă emisiune la Taclare, prezentată de Robert Drăgoi, în cadrul canalului Drăgoi TV, care emite în Spania, respectiv în Alicante, Comunitatea Valenciană și Castellón. Astăzi vom vorbi despre străinul Cercel. Cine este străinul Cercel? Adrian Străinul Cercel este de 19 ani manager al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. În anul 2015, Agenția Națională pentru Integritate l-a acuzat pe străinul Cercel că a fost incompatibil între 2008 și 2012 pentru că a fost simultan manager al Institutului Balș și președinte al Senatului Universității Carol Davila. De asemenea, Agenția Națională pentru Identitate l-a declarat incompatibil și pentru că între 2010 și 2012 a fost în același timp manager la Balș și secretar de stat al Ministerului Sănătății. Despre presupuse conflicte de interese ale medicului și RISE Project, care a investigat finanțarea fundației private Matei Balș condusă de străinul Cercel, de către companii ale industriei pharma, producătoare de medicamente pentru boli infecțioase, potrivit RISE Project, ar fi vorba despre 2 milioane de euro. O altă investigație a RISE Project a documentat prezența uneia dintre cele două fiice ale lui străinul Cercel între cei care au prezentat conferințe plătite de industria pharma. Orban dezmite orice răfuială cu străinul Cercel, a fost schimbat pentru declarațiile sale controversate. Adrian Străinul Cercel a fost demis de la șefia Comisiei Științifice din Ministerul Sănătății pentru declarații făcute și planul pe care l-a propus, de carantinarea vârstnicilor, care a produs multe emoții la nivelul societății, a explicat premierul Ludovic Orban. Întrebat dacă demiterea ar fi avut vreun resort politic sau dacă ar fi rezultatul al vreunei răfuieli personale, domnul Cercel a fost schimbat din funcție de președinte al Comisiei în urma mai multor declarații publice, iar ultima declarație publică a fost inacceptabilă, cu așa zisul plan propus, care practic i-ar fi introdus pe părinții și bunicii noștri în carantină, în care se vorbea inclusiv de ruperea de familii, măsuri care erau cuprinse în acel așa zis plan. Sunt extrem de grave pentru că ele produc efecte emoționale, ele afectează psihic categorii ample de persoane și reprezentarea unor astfel de măsuri care nu au nicio legătură și care nu sunt acceptate de autorități și de guvern, creează efecte extrem de negative. Nu a avut nicio legătură. Este o decizie de bun simț care a fost luată, a declarat Orban. Orban a mințit. Și de alte declarații controversate ale specialistului în boli infecțioase, director al Institutului Matei Balș, referitoare la testarea în masă cu teste rapide, care nu au precizie de 100% și care ar fi riscat să genereze efecte extrem de negative. Nu poți să accepți să folosești niște teste în care din 100 de cetățeni care sunt diagnosticați negativ ca fiind sănătoși să fie o eroare de 20, să fie pozitiv și ei să fie considerați sănătoși și să li se permită practic prin diagnosticul care li se pune să se miște liber, să li se dea posibilitatea să infecteze pe alții, a comentat Orban cu privire la una din propunerile controversate ale lui străinul Cercel. Orban a relatat că reuniunea Consiliului de Suport Tehnico-Științific a participat și străinul Cercel și de fiecare dată când a fost necesar am colaborat și vom colabora și de acum. Dar pe de altă parte nu își poate permite un om care deține o calitate oficială și chiar funcția de președinte să comunice public și să prezinte într-un mod care să creeze efecte atât de negative în percepția publică, a explicat ministrul Ludovic Orban. Străinul Cercel acuză instrumentarea mediatică a planului său. Adrian Străinul Cercel a reacționat printr-o scrisoare deschisă. După demiterea sa de la conducerea Comisiei de Management Clinic și Epidemiologic al COVID-19 din Ministerul Sănătății. În ultimele zile am fost întrebat de ce nu reacționez în contextul în care am fost ținta unor atacuri fără precedent. Urmarea interpretării eronate și tendențioase a documentului intitulat
pentru că situația continuă să fie prezentată distorsionat, fac următoarele precizări. Acesta a fost un document de lucru elaborat la începutul pandemiei ca o propunere de intervenție de sănătate publică adresată tuturor categoriilor de risc și a fost propus spre dezbatere la momentul respectiv, astfel că este cu atât mai surprinzătoare apariția sa în spațiul public la acest moment, când, dată fiind evoluția epidemiei, propunerile cuprinse în document, în mod evident, nu mai sunt de actualitate, scrie străinul Cercel. El acuză prezentarea tendențioasă a măsurilor pe care le-a propus în proiectul său cu privire la carantinarea persoanelor vâznice și spune că modul în care a fost discutat proiectul său în spațiul public este un exemplu clar de fake news. De exemplu, mesajul din presa legat de persoanele vârstnice este profund eronat. Conceptul din materialul original specifică recomandarea că vârstnicii să fie protejați prin izolare la domiciliu. Da? Conceptul din materialul original specifică recomandarea ca vârstnicii să fie protejați prin izolare la domiciliu, singuri sau cu persoane de aceeași vârstă, indiferent cum se cheamă conceptul, propria locuință, locuință de vară, apartament închiriat, etc. Respectiv, dacă nu au unde, instituționalizați prin rechiziționare de hoteluri, etc. De aici reiese clar că intenția era de protecție a persoanelor vârstnice, care au nevoie de această protecție socială, nici de cum ideile tendențioase apărute recent în presă. Aceasta fiind doar un exemplu de interpretare distorsionată a ideilor din acest material, mai spune străinul Cercel. Potrivit acestuia, modul în care a fost discutat acest document în spațiul public este un exemplu clar de fake news, deoarece măsurile au fost prezentate ca propuneri pentru perioada de relaxare, în condițiile în care din textul materialului se poate vedea cât se poate de clar că el se adresa etapei de trecere de la transmiterea locală spre cea comunitară. Tătarul ia decizia, îl demite. Adrian Străinu Cercel a fost demis de la conducerea Comisiei de Management Clinic și Epidemiologic al COVID-19 din Ministerul Sănătății. În locul său a fost denumit Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății Nelu Tătaru la Timișoara și are legătură cu planul creat de străinul Cercel, Vacanța Mare, privind carantinarea separată a familiilor și persoanelor de peste 65 de ani pentru următoarele 3 luni sau separarea acestora de familiile cu care împart același domiciliu și plasarea lor în alte locații. Nu am putut fi de acord cu dânsul. Decizia a fost de a-l demite din Comisia Științifică de la nivelul Ministerului, a spus Tătaru. Orban condamnă pentru a doua oară planul lui Cercel. Ludovic Orban a condamnat joi din nou planul de introducere în carantină a persoanelor vâznice prezentat de Adrian Străinu Cercel. Premierul a spus despre măsurile propuse de medic că sunt o gravitate extremă la care trebuie răspuns cu măsuri și nu cu zâmbete. Planul acela e o năstrușnicie, o stupiditate mai mare, nu am văzut. Documentul ăla zici că e făcut în anii 50, la fiecare după nevoi, cu statul care se ocupă de tot, preia distribuția de energie electrică, de utilități, nu mai plătește nimeni taxe, e o nebunie. Nici nu trebuia luat în serios. Chiar stau și mă întreb dacă a apărut întâmplător sau nu chestia cu carantinarea părinților și bunicilor. Sunt lucruri de gravitate extremă, nu trebuie tratate doar cu un zâmbet, ci cu măsuri, a declarat Orban, întrebat de jurnaliști în timpul unei vizite de lucru la Institutul Cantacuzino. În urmă cu o zi, și președintele Klaus Iohannis a criticat și el planul propus de străinul Cercel, numindu-l o propunere aberantă, inacceptabilă și totalitară. A apărut o documentație de la un institut. Nu poate veni un institut, oricât de bine cotat, să spună ce și cum. A apărut o idee care a adus la foarte multă neliniște. Într-un asemenea plan, cineva propunea măsura aberantă ca persoanele peste 65 de ani să fie carantinate. Așa ceva
Nu se va întâmpla, e inacceptabil. Trăim într-o societate liberă, dar în niciun caz nu venim cu asemenea măsuri totalitare. Deci stați liniștiți, nu vine nimeni să vă ia de acasă și să vă ducă în carantină. Nu vine nimeni cu măsuri inumane, a spus Klaus Iohannis. Uitați-vă care sunt reacțiile premierului și a președintelui, care în ghilimele ne spune că aceste măsuri sunt totalitare, dar îmi pun eu întrebarea, carantinarea unei populații întregi sau a Europei sau a planetei vi se pare că nu ar fi o măsură totalitară? Ce propunea vacanța mare? Potrivit planului propus de străinul Cercel, grupele de risc, coronavirus, ar trebui definite astfel. Peste 65 de ani, între 40 și 65 de ani, sub 40 de ani, persoane cu boli cronice, indiferent de vârstă. Pentru categoria de peste 65 de ani, măsurile propuse de străinul Cercel sunt izolarea la domiciliu pentru următoarele 12 săptămâni, indiferent cum se cheamă domiciliul. Casa proprie, relocare într-o casă liberă sau relocare instituționalizată. Susținerea acestor persoane, respectând cu strictețe măsurile de distanțare socială pe toată această durată, conform documentului, de asemenea, străinul Cercel a propus izolarea totală în categoria de vârstă 40-65 de ani în cazul activităților de serviciu neesențiale pentru funcționarea în caz de pandemie. Cum s-a poziționat față de SARS-CoV-2? La o zi după ce în România fusese depistat primul caz de infectare cu noul coronavirus pe 27 februarie, străinul Cercel a declarat într-un interviu la Digi24 despre coronavirus că este de 10 ori mai slab decât gripa. Pe 27 ianuarie, când epidemia deja depășise granițele Chinei, Adrian Străinul Cercel a ridiculizat pericolul că virusul să ajungă în România, spunând că focarul este un punctișor pe harta Chinei, iar riscul ca epidemia să ajungă în România este substanțial redus. Tot atunci, Străinul Cercel spunea că nu există teste rapide pentru depistarea infecției cu virusul, care făcuse la acel moment 3.000 de morți deja. Am citat aproape motamo dintr-o scriere care a apărut pe un site. În continuare, eu personal nu am nici cea mai mică teamă pentru acest virus, COVID-19, coronavirus, coronavirusului, așa cum este el denumit. Nu mi-e teamă și nu cred că ar trebui să vă fie teamă de acest coronavirus. O să vă spun o statistică. 2017-2018, Spania. 80.000 de morți pentru gripă sezonieră. Da? Deci, din punctul meu de vedere, este o inflamare a situației și cred că fiecare din țările Europei au profitat la maxim pentru a declara orice mort existent ca fiind de coronavirus. Și am o grămadă de exemple, când voi strânge mai multe documente o să vi le și arăt. De ce mi-e teamă și nu am ca și persoană ce să fac, este reacția guvernelor, reacția pe care o vor avea polițiile, pentru că eu le zic poliții, nu există o singură poliție, așa cum și în România sunt 5-6 tipuri de polițiști, care mai de care, jandarmii, poliția secretă, poliția militară, poliția de toate felurile, așa sunt și aici în Spania. Nu mi-e teamă de acest virus, nu vă fie teamă de virus. Toate guvernele încearcă să ne inducă această stare de frică. Dacă vrei să conduci, introduce această stare de frică și oamenii sunt foarte, foarte ascultători. Se aplaudă la balcoane. Li se spune că în data de X intrăm în faza 1. Acum mai nou în Spania apăruse o idee de faza 0,5, ca
care ar fi între faza 0 și faza 1, într-un cuvânt, cred că cineva își bate joc de noi, iar noi trebuie doar să executăm, pentru că asta putem să facem. Dacă aveți comentarii, vă rog să le faceți la numărul care întotdeauna va fi afișat în partea de sus stânga a ecranului și aștept comentariile dumneavoastră. O seară minunată!